Am decis să filmez acum, în timp ce bat aici. Vreau să adun niște însemne, așa că ați venit să bat la lor de la Gnor aici. Și dacă tot bat, am zis să filmez și așa, nu prea am ce face. Vedeți, dau 11k, 12k, 11k, 12k, fără prea multe lucruri. Adică nici rău n-am. Drop nu prea am. Bă, că ăsta nu a picat aproape nimic. Vreau să-mi pice însemne. Dar loc de bătălie, n-am loc să iau bătălia. Fac eu loc acum. Pac. Da, am o să schimb ceașa. Am intrat pe ceașa 6. Până acum am bătut pe toate ceașurile, pe gnolul ăsta. Îl bat și aici. N-am petul, gata. Oricum, bă, scad în el parcă ar fi, nu știu, un monstru obișnuit, n-am niciun boss, ce boss, ăsta e boss. Dau în el ca în brânză. A, mi-a picat în semn. Foarte bine. Mai mergem la alt boss, tot aici, aproape. Mai prespin Maria, țac. Unde-mi e calul? Uite. Ajutor lui Trădeget aruncat. Licorșa. Da, acest tip Rașca Jaca. Tip. Da, am adus șamanca, am uitat să nu dau în bară. Las însemnele astea aici. Acum îl bat pe Rașca Jaca. Și pe ăsta scad așa repejor. Nu stau să discut cu el. Bă, că nu te mai împing acum, bo, și nici pe tine. Înainte vă împingeați unul pe altul, după aceea n-a... Am modificat să nu mai împingi tu boșii și acum văd că au modificat să nu te mai împingă ei pe tine. Te poți să-i bați oriunde, în mijloc, unde vrei tu, stai unde e prins, acolo îi bați. Unde găsești. Și adun drop-ul. Mi-a picat însemne, nu? Dar pică cam rar. Ce să mai? Îmi dau buff și... mai bat unul și după aceea, da, cam așa mai bat eu pe aici. Am intrat pe GH5. Mă duc pe el și îl bat și... ăsta dau 8k, e mai rezistent decât gnolul. Adică nu gnol dau 11k, ăsta dau 8k. Oricum nu prea are șanse el. Dar nici asta nu mi-a dat. No, cam asta ar fi pe aici, pe la boșii ăștia. Ce să zic. Mă duc pe alea alte geiașuri și... no. Apoi văd de ce fac. L-am găsit pe craniu. Nefript aici. Cam rar găsești pe asta. Acum să-i dăm la bătăi și lui. La bătăiță. Să vedem ce pică și la asta. Am gorit un pic, am vândut la magazin itemele și... hai să bașim vreo doi din ăștia. Tot. Asta are drum mai bun ca iteme. Dar în rest nu prea. Nu, schimb ceașul și îl bași pe alte ceașuri, să vedem. Am intrat pe ceaș 2.
am pus Titan. Imun 5, semion 4, putere. Plus 9. Abrățare 10, semion, asta... Ăștia cu pac bomedie și încă o fac o trăvire, îl bat. Trebuie semion la el. Că nu prea am eu semion mult. Da, îi dau o travă și mă descurc. Îl bat și fără o travă, tot cam așa de repede, dar... Mai bine dacă iau travă. Mă nervează acum să dau logout, trebuie să fug de ăștia ca un nebun. Here we are.
Deci avem aici un negoț pe itemele astea. Am primit un von, am primit 100 KK. Ți-am zis ce-mi dă. Uite, boss mi-a dat astea. Și 120 KK. Și 1,2 von. Semion 12 putere, bătălie 10, Semion. Așa. Asta e mail-ul lui. Ok, un minut. Bun, dăm datele la cont. Acum, bun, da. Urmează să schimb e-mail-ul și da, vedem după ce. Cum iasă. Deci negoțul a fost făcut, băiatul și-a primit contul, a ieșit că se grăbea. Bearfest, să-ți dau itemele omului. Totul e în regulă. Și le-am dat. Ok. Ok. Na. Asta a fost partea mea. Ne auzim la următorul let's play. Baftă!